Modificarea legii și revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin reprezintă, pe de o parte, încălcarea unor promisiuni făcute de PNL udemeriștilor, dar și amestecul executivului în treburile Parlamentului, care este for legislativ, consideră liderul UDMR Sălaj, Șereș Deineș. Deputatul acuză guvernanții că modifică legile în funcție de propriile interese. De altfel, noul guvern liberal, tot cu sprijinul nostru, a reușit să-și ocupe funcțiile. Sigur că cu ocazia votului pentru guvern am stabilit un minim de dorințe, un minim de așteptări, să zic așa, vis-a-vis de nou guvern, prin care și alegerea primarilor într-un singur tur. Deci, de fapt, nici nu am cerut acest lucru, ci am spus să rămână așa legile electorale și numai prin procedură parlamentară se poate fi schimbate. Ceea ce este o chestiune absolut normală în alte țări civilizate. A început din 2012, deci atunci s-a preluat pentru prima dată la alegerea primară din primul tur. Partidul Național Liberal a fost unul dintre promotorii acestei metode de alegere. În 2016 la fel s-a pus și acum se pare că interese sunt altele și atunci ne schimbăm legile electorale după interese. Deci suntem împotriva acestor modalități de a schimba legile electorale în funcție de posibilă și dorințe și de a ne ușura calea spre succes și am spus să pot schimba legile electorale pe procedură parlamentară. De aceea este Parlamentul ca să aducă legi, să voteze legi și să stabilească din punct de vedere al legislației drumul de urmat. Întrebat dacă alegerile în două tururi ar dezavantaja candidații UDMR, Șereș Deneș a declarat că, în opinia sa, primul tur este cel relevant, pentru că reprezintă cu adevărat voința cetățeanului, în timp ce al doilea tur este pentru înțelegeri între politicieni. Când în 2012 s-a acceptat această variantă, noi am considerat că este la fel de democratic ca și cealaltă. Din punctul ăsta de vedere, diferențe nu sunt. Din punctul nostru de vedere, opțiunea cetățeanului se manifestă în primul tur. Atunci se vede pe cine își dorește primar. În al doilea tur de scrutin, deja este o negociere. E o negociere între partide, o negociere între candidați, ceea ce nu este sigur că este în favoarea candidatului cel mai bun. Deci, din punctul acesta de vedere, noi considerăm că opțiunile politice se manifestă cel mai bine, și așa este, în primul tur, iar turul al doilea deja mișcări de trupe în stânga, în dreapta, și s-ar putea întâmpla ca în defavoarea candidatului care ar putea să facă cel mai mult pentru comunitate. Și s-a dovedit și faptul că atâta vreme cât în primul tur este o prezență masivă, în turul 2 prezența este mult, mult, mult mai mică. Deci nu stă în picioare nici acea chestiune că, mă rog, numărul populației sau procentul care sprijină pe un candidat sau altul este mult mai mare.